Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Business-ul ar fi fost pornit de un cetățean oarecare, un particular, cum se spunea, la el acasă. O vilă din zona Dorobanți-Floreasca, aproape de cartierul Primăverii, al nomenclaturii comuniste, foste și actuale, și la doi pași de reședința lui Nicolae Ceaușescu. Securitatea, care știa tot ce mișca pe fiecare străduță din zona respectivă, tocmai sub nasul securiștilor, ar crescut acea afacere privată a lui Dorel, din strada locotenent aviator Șerban Petrescu, care a funcționat nestingherit ani de zile, producând echivalentul a $1,000,000 pe lună. Domnul Petrescu. Domnul Petrescu, da. Imposibil ca securitatea să nu fi știut. Dorel, șeful afacerii, era numele folosit de prieteni. Pentru ceilalți era domnul inginer Teodor Zamfir. Zici că suntem în... Care, mă? BD, alea cu... BD. Da, 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 da. Uneori se recomanda singur drept colonelul Zamfir. Însă autorii de care pomeneam, adică Stejerel Olaru și Liviu Tofan, spun că el era de fapt un delinvent care avea nas pentru afaceri. În vila asta funcționau neîncetat zi și noapte aproximativ 150 de aparate videorecorder care copiau filme străine, iar vocea era asigurată de doamna Margarita. Irina Margareta Nistor, la naibă. Și se vindeau, veneau oameni din toată țara, cumpărau câte 100 de casete la fiecare vizită și prețul unei casete era 1000-1200 de lei. Acum nu mai știu dacă prețul era... Condițiile în care mare. Un salariu era vreo 2000 de lei atunci. Da, sincer, nu mai știu dacă o casetă dublată. Adică n-am cumpărat niciodată, nu știu dacă ăsta a fost sau nu. Prețul, multiplicarea după aceea continua pe plan local, că evident, erau oameni care aveau videorecorder și băgau ăla și după care se făceau schimb. Oricum, aduceți-vă aminte că unele filme se vedeau bine, altele se vedeau vai. Da, 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 situația lor. Cu cât creștea numărul de generații, exact, cu atât era mai nasol. Și povestea se regăsește și în documentarul Chuck Norris versus comunism. Există antropologi și sociologi care spun că acest trafic cu casete video, nu doar din România, în estul Europei, a contribuit la căderea comunismului. Pentru că oamenii care trăiau într-un blocaj informațional, noi nu aveam, adică filmele occidentale erau aduse numai alea care arătau putreziciunea Occidentului. Nu prindeam posturi străine, prindeam bulgari, ruși, cel mult unguri, sârbi. Dar în filmele respective, oamenii care trăiau în spatele cortinei de fier puteau vedea totuși viața din Occident, altfel, care era mult mai bună, cel puțin în filmele respective. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.